Mare. Și sunt foarte mulți în România. Noi aflăm mai greu de ei pentru că televiziunile nu sunt foarte interesate să promoveze oamenii de valoare, faptele bune, pentru că celelalte din categoria cealaltă fac rating mult mai mare. Dar noi ne încăpățânăm să vi arătăm. Există însă și persoane care încercând să facă mult bine au ajuns la concluzia că românii nu merită acest lucru. Și am aici în rândul întâi un jurnalist, e vorba de Mihai Căldăraru. Am să vă rog să luați microfonul, da? Bună ziua! Să rămână și Bine bună ați ziua venit tuturor la telespectatorilor emisiunea care vă noastră. urmăresc. Ai un articol, Da, Costin, la noi articolul nasc. care ne-a atras atenția și datorită Da. căruia l-am invitat pe Mihai alături de noi. Da, are un titlu foarte răsunător, crescut în orfelinate, acum ajută copiii și bătrânii nevoiași. Aceasta este povestea articolului. Mihai, vezi ce public cald avem. Oricum, povestea ta de viață, poate o să apucăm odată să o depănăm așa pe îndelete, este una foarte tristă. Tu ai avut mai mult lacrimi decât zâmbete, așa, în trecutul tău. Da, eu am fost instituționalizat într-un centru de plasament sectorul 4 București, am terminat o școală de arte și meserii. După ce am ieșit din sistemul caselor de copii, mi-am făcut o organizație non-profit, o Care se numește? asociație Mic News. În anul 2013 am înființat asociația cu alți doi Asociația care se numește? Mic News, Mic News. Aha, am înțeles. Mulțumesc. Care în anul 2013 am înființat-o cu încă doi tineri care provin din centrul de plasament numărul 2 din Casa Speranței în sectorul 4. Am înființat această asociație în 2013, repet, și am început să ajutăm oameni, copii, bătrâni. Am identificat bătrâni, am identificat copii care au părăsit centre de plasament, care sunt din familii defavorizate și cu ajutorul Domnului Iisus Hristos i-am ajutat. Fără Dumnezeu nu facem nimic. Aici totul este foarte frumos. Intențiile minunate. Înțeleg că ați avut și ceva succese, dar pe ansamblu o mare supărare în sufletul tău. Din păcate, da. Din păcate, da. E, de ce? Cine a reușit să te dezamăgească? Oh, Doamne. Din păcate, da. Fi bărbat până la finele interviului. Cine te-a dezamăgit într-atât încât acum ești în stadiul de a dizolva această asociație pe care ai făcut-o din tot sufletul? Dacă nu avem susținere politică sau oameni de afaceri cu putere, nu suntem sprijiniți de nimeni. Deci să înțeleg că toate eforturile voastre de a face lucruri bune s-au ciocnit de indiferența celor din jur. Categoric, dacă nu ai prieteni în ANAF, în instituțiile statului, nu poți să faci nimic. Trebuie să fii un deputat, trebuie să fii un senator, un director la ANAF, ministru, ca să fii ajutat. Deci să înțeleg că, practic, voi ați încercat să îi determinați pe cei sus menționați, plus diversi oameni de afaceri, ați încercat să-i determinați să-i ajute pe cei năpăstuiți De soartă. și v-au refuzat, nu v-au băgat în Deci mulți seamă au sau... fost deschiși, mulți ne-au spus, din păcate avem obligații și mulți ne-au spus, ușa ta, casa mea. Deci voi practic acum vă dizolvați organizația. Este ca și Deja cum ți-ai omorât propriul copil. e dizolvată. Și ai de gând să mai mergi pe linia asta sau Da, nu-ți cu mai ajutorul lui trebuie? Dumnezeu vreau să continui să fac gesturi frumoase. Mihai Căldăraru, îmi pare bine că te-am cunoscut. Chiar dacă, iată, nu am reușit să aducem aici în emisiune povești despre succesele pe care le-ați obținut, chiar și supărarea ta ar trebui să dea de gândit unor oameni care sunt sigură că ne privesc și poate se simt Sper că ușor cu Dumnezeu jenați. înainte facem mult mai mult și sper să ajut împreună cu oamenii care vin alături de mine și știe că am făcut în ultimii 7 ani gesturi frumoase pentru copii și bătrâni, să facem în continuare gesturi frumoase. Bravo!